pentru următoarea ediție repere calendaristice, așa imediate, pentru anul 2024. Da, anul acesta, luna februarie, este luna în care vom organiza etapele regionale ale concursului, iar cu ocazia mărțișorului, ziua femei, practic 7-8 martie, va avea loc finala cu de a noua ediție de acum a concursului Povești cu vinuri românești. Și ne putem înscrie până în februarie, până la început. Pe site nu e un dosar neapărat, reamintim, până în 100 de hectare. Pe site-ul companiei BASF vor fi afișate locațiile, data la care uh, există și o perioadă în care vinul trebuie înscris în concurs. Mai mult decât atât, pe lângă analiza senzorială a vinurilor și ca o paranteză, vreau să vă spun că acest concurs se desfășoară după regulile uh, internaționale, după regulile concursului organizat de către OIV, Oficiul Internațional al Viei și Vinului, cu punctaje, cu medalii de aur-argint, uh, marea medalie. Noi oferim și diplome celor care participă la aceste concursuri, chiar dacă nu se califică în uh, finala concursului. Uh, cei, că -au care dorit. Participă, cei care participă primesc diplome cu punctajul aferent vinului obținut în așa fel încât fie pe de o parte se pot mândri cu, cu participarea și cu uh, diploma obținută sau, pe de altă parte, să uh, vadă ce au de făcut uh, în continuare pentru creșterea calității uh, vinurilor lor. Uh, da, deci pentru anul viitor, uh, cu siguranță vom avea un număr uh, din ce... Ce mai mare de, de participanți, iar calitatea vinului, să știți, crește de la an la an. Asta o spun degustătorii, asta o spun președinții de comisii, care sunt și profesorii, unii dintre ei, care sunt și uh, directori de, de companii, sunt oameni, repet, cu foarte multă experiență și care au văzut, unii dintre ei participă de la prima ediție a concursului nostru și au văzut în timp care a fost evoluția și, și prezența în acest concurs. Care a fost cea mai mică suprafață reprezentată în concurs? Poate vinuri organice, 2-3 hectare, 5, nu? Nu neapărat. Cea mai mică suprafață a fost și spun că a fost cea mai mică suprafață în ideea că a și câștigat locul întâi la secțiunea de vinuri roșii. A fost din zona de vest a țării. A țării este vorba de zona viticolă Diosig cu 0,5 hectare și care a câștigat 5.000 de euro prin participarea la concursul nostru. Deci, calitatea. Calitatea este un aspect deosebit de important. Spuneați că aceasta crește din punctul de vedere al probelor înscrise în concurs, în acest concurs desfășurat după reguli profesioniste. Crește și pentru că. Piața este într-un anumit fel și ajungem la consumator, domnule Robert Boicoianu. În domeniul alimentar altul decât cel vinicol, se spune la nivel global că a devenit consumatorul un pic mai sofisticat. Ba e vegan, ba, mă rog, tot felul. BASF. We create chemistry.